Gentlemen, I've decided to go back. Ia, mi-a venit din nou ciclu, adică ciclu portrete și schițe, sau Caterinca rime, pentru cine-mi cade mine, de pixuri, creioane și alte instrumente de scris. Pentru a treia oară, asigurându-vă că nu e lucrarea finală, și o să încep cu personajul meu favorit. Ceada, să nu-mi zici că te-ai descălțat, n-a să mi-l pui la probat, se pare că un sconc s-a adulmecat. Mai ceva special, și anume, buzele tale, ce reprezintă cea mai sexy păsărică din lume. De aceea vorba mea, când te voi înjura, va fi întotdeauna să-mi bag gura ta, să te pot însămânța cu mici carbonei sau carbon juniori, alunecând pe limba ta de parcă ar fi schiori. Îți dau fiori sau te scârbește ce auzi, comentezi tu caribalul care mănâncă copii cruzi. Să mă scuz că am trecut măsura, dă-mi două palme frate, că mă mănâncă coaiele și ale mele sunt ocupate. Fotbalul e un joc pentru oameni mari, e unul care are echipament, dar n-are talent și scrie la ziar. Îi dai mingea și picioarele, o tratează rușinos, zice sinea lui. Florine iar a luat bascheții pe dos, aleargă degeaba să par activ, dar știu că e pasiv când face curse scurte la pro-rapid. Nu mi-a dat impresia, dar cred că e teamă de apă. Are colacul la el mereu să fie sigur că nu se neacă. Oare cum e proporții, crezi că stai pe strada Călțunaș? Eu cred că stai pe Colțunaș și la fiecare pas te îngrași. Eleo, domnul Cozonac, vrei să știi talia? Să-l măsori. Doar cu privirea ca Natalia. Este greu să aștept pe hârtie, pe spierea și vocalizele lui cântând de la beție. Cu ană proprie, bla bla și muzica lui goală. Mi-amintește de profa ce ne punea discurs în plânce în școală. Când toată gloata din clasă nu înțelegea nimic, în afară de unul mai năsos, mai nervos și mai țăcărit. Îl vezi pe taxul, parcă-i vezi viitorul. Îl vezi pe doamna, spirea, sigur îi vezi creditorul, da, da. Nu câinele, ci calculatorul, e prietenul cel mai bun. Îți admir personalitatea puternică, dar oricum ești nebun. Mă simt inspirat să încep vers. Serios? Atunci te rog, Manici. Te datez cu microfonul, carbonul direct. Respect pentru mine, pentru tine doar Caterinca rime. Banană, zici Virgil, te uiți la vreun timp sau ce faci? Femeie, făptura aia cu țâțe și crăpătură între craci. Nu se măsoară în țori, ci după calici. Scoate nasul, nu mă, la din pantalon unde vrei să-l mai ridici. Dacă pe boril alcoolul revarsă pe tine, te duce de nas și te adoarme. Are de unde apuca și capul scade în palme. Apropo de palme, nu ți-e frică să le ții la vedere? Că dacă apuci ceva în trânsele dintr-o dată piere. Știu, e cam trist, dar ce contează inima? Una de ea are calitatea că nu poate refuza. Întotdeauna sare în ajutor, îl poți proba, vei vedea. Dacă te respinge de 91 de ora, 92 ora, zicem da. Da, la, la, e Laura și Lara. Mă refer la prima, mascota lui Spirea. Fata mea, n-am nimica cu persoana ta. Sunt doar curios, mintea lui cu ce te poate compara. În ce mă privește, unor par prea tăcută. Gândești prea mult sau nu ești prea satisfăcută? Nu știu la ce te gândești, dar eu știu ce vreau să spun. Sper că e limpede că nu-i vorba de sex sălbatic sau amor nebun. Dacă-s prea subtil, de vrei te scot la lumină. Pies, pentru draga mea psihologă, băzgane blondină. Cine și-a luat mașină? Doamna merge puțin pe jos, că este mai economicos pentru țesutul adipos. Te rog frumos, să nu pui la pipotă, că nu sunt răutăcios și foarte caterincos. Aveam HBO, cinematica la tine acasă. Când gașca se strângea, îmi plăcea să citesc pe fața ta orice grimasă. Ca efect, la orice vorbă, la orice farsă. Și lui Eminescu-i plăcea Doina, probabil era la fel de voluptoasă. Și-am să schițez portrete până o să fac spume. Nu dau nume, dar este unul care spune. Să fac exerciții de dicție, de monitoră, un cuvânt și o propoziție. Și-ți demonstrez cu o singură condiție. Aha. Să zici, ou de carapopelniță, țăriță pe casa lui Protopop Pictorescovici. Ghici dintre atâția mii și ne face cel mai mare de serviciu. Ia zi, tot crezi că n-am talent născut. Permite-mi, dragul meu, coleg, să te refut cu remut. Ou de carapopelniță, țăriță pe casa lui Protopop Pictorescovici. Ghici dintre atâția mii și ne face cel mai mare de serviciu. Să nu crezi că tu, ci DJ-ul ce lipsește să-l copieze pe babu. Ca ureche, când dansează fără pereche. Funny!